Preacernice Părinte Șanta și biscredincioși, numele meu este Roșurad Liviu, sunt preot paroc la parohia Surdu, protopopiatul Turda și din anul 2015 sunt preot voluntar la Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov, centrul care, așa cum spunea și Părintele Melian, este specializat în adicții, adică în rezolvarea celor probleme care, din păcate, a distrus și continuă să distrugă vieți, familii, personalități, cariere și așa mai departe. Ne-am bucurat de invitația Părintelui, deoarece, odată cu intrarea mea în Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov, am văzut anumite lucruri la anumite persoane care, de fapt, și ca preot, nu te izbești de ele, dar care, de fapt, îți descoperă o altă realitate a vieții contemporane. Și, din păcate, persoanele care ajung la Centrul Dimitrie Basarabov mai nou sunt persoane tinere. Ori că au dependență de alcool, ori că au dependență de droguri. Dar, în special, mai nou au venit, și este tragic să spun acest lucru, persoane tinere dependente de droguri, care, practic, nu mai au sau n-au mai găsit nicio cale de ieșire. De aceea, Sfântul Dimitrie Basarabov vine cu o mână întinsă, deoarece acolo nu se face altceva decât consiliere și, practic, reîntăririle a legăturii cu Dumnezeu pe care, la un moment dat, aceste persoane, din anumite motive sau cauze, le-au pierdut. În scurta mea prezentare despre dependența de alcoolism și efectele negative asupra familiei, aș dori să încep cu faptul că alcoolismul este, până la urmă, și o boală de familie. Dar mai ales este o întrebare importantă la care trebuie să răspundem, mai ales care are implicații grave asupra vieții de familie. Câteva diferențe. Putem privi alcoolismul din 5 perspective. Este doar păcat. Atunci dependența este cauzată de greșelile umane care devin o parte a personalității. Atunci alcoolismul devine o alegere voluntară. În momentul în care cineva vrea să aleagă să bea de bună voia sa, inevitabil, alcoolismul nu mai este considerat ca o boală, ci este o patimă a păcatului, o patimă alcoolului, o patimă urâtă, din păcate, care se răsfrânge vrând nevrând și inevitabil asupra celor din jur. În al doilea rând, dacă privim alcoolismul ca păcat și el devine apoi o boală, dependența progresează într-o boală compulsivă. Practic, ce se întâmplă atunci? Alcoolistul nu numai că își dorește să bea, dar practic el nu se mai poate opri. Pentru că organismul lui devine dependent de alcool și indiferent sau orice soluție ar căuta, nu se poate lăsa de aceasta fără sprijin. Din al treilea punct de vedere, dependența este un amestec între păcat și boală. Se combină alegerile proaste legate de stilul de viață și factorii biologici. În al patrulea rând, dependența este o boală care rezultă din păcat, dar acel păcat este în afara responsabilității persoanei. Acolo nu mai putem vorbi de responsabilitatea lui. El nu se mai poate conduce singur. Și alcoolul, cum spun și Sfinții Părinți, diavolul îți spune că păstru și te duce unde vrea. Dacă ne uităm din al cincilea punct de vedere, dependența este o boală, iar păcatul nu mai este un factor. Responsabilitatea pe care o are în acest moment alcoolistul sau cel care consumă alcool nu este alta decât de a accepta un tratament sau o mână întinsă de către celălalt. Și încă o precizare. Alcoolicul nu se poate vindeca de unul singur. El nu mai este în acest moment capabil să-și găsească vindecare de unul singur, oricât ar căuta. De obicei, în aceste momente, mai ales când el are oarecum în conștiința sa faptul că face anumite greșeli, îi jignește pe cei din jur și face rău familiei, deși este conștient de aceste lucruri, nu se poate opri de unul singur. De aceea, de multe ori, și refuză instinctiv
O mână întinsă se răzbună pe familie, adeseori devine violent și continuă prin comportamente inadecvate. Dependența și familia. De ce se spune oare că alcoolismul este o boală de familie? În primul rând, ea se transmite în familie. Alcoolicii, de obicei, au părinți alcoolici. Dacă stăm să analizăm personalitatea unui alcoolic și din ce familie provine el, vom observa că la un moment dat, în arborele lui genealogic, a existat cineva care a consumat alcool în mod abuziv. De aceea, alcoolismul se transmite oarecum și pe cale genetică. De aceea, cei care am avut sau avem în familie persoane alcoolice, va trebui să fim cu larea minte la copiii noștri și la cei care vor veni după noi, pentru că nu se știe niciodată când această boală recidivează asupra copiilor noștri. Și se spune la un moment dat în Sfânta Scriptură că păcatele părinților se răsfrâng asupra copiilor lor. Iată că și, din păcate, alcoolismul are aceleași simptome. Din păcate, de multe ori în familiile noastre am văzut că am avut bunici, părinți alcoolici, care mai apoi aceste patii și dependențe s-au transmis urmașilor lor. Apoi, există o tendință familială de a suferi de alcoolism sau de diabet. Ceea ce vă spuneam mai devreme. Se transmite una și cealaltă. Cine are în familie persoane de diabetici va avea în continuare. Sunt predispuși aproape în proporție de 80% să aibă diabet. La fel este și cu alcoolul. Alcoolismul unui membru afectează în întreaga familie pentru că este o boală a relațiilor acestora. Vrând nevrând, când vedem că tatăl sau mama este alcoolică și vine acasă lemn de la cârciumă, vă dați seama ce tensiuni se creează în acea familie. Vă dați seama cum se simt copiii la un moment dat, când își văd părinții așa, le este rușine, le este teamă, le este groază să iasă în societate, să nu fie arătați cu degetul. Apoi, cei din jur reacționează la comportamentul acestuia, ei vor să-l controleze, să-l compenseze sau să-l ascundă. Sunt câteva comportamente ale familiei care, din păcate sau din neștiință, n-ar trebui să se întâmple. Ci, dimpotrivă, una dintre metodele, și o să ajung și acolo, care ar trebui neapărat puse în vederea alcoolicului, să se confrunte sau să conștientizeze propria lui problemă. Dacă încercăm să-i mușamalizăm această boală, să o ascundem sau să ne prefacem că ea nu există, tragedia este inevitabilă. Cum se comportă de obicei cei din familie? Niciun membru al familiei nu poate cauza boală. Și totuși familia poate, în ciuda intențiilor sale bune, să se comporte în așa fel încât să permită continuarea ei, prin comportamente care la prima vedere pot să nu pară ieșite din comun, și anume întreținerea bolii. Ce nu înțelege soția sau soțul alcoolicului este de fapt că alcoolismul nu este o boală, cum este pescuitul, cum este vânătoarea sau fotbalul sau așa mai departe, ci este o boală foarte gravă. Dar dependența de alcool este o boală grea pentru că este, are dublă natură. Și duhovnicească, și spirituală, și trupească sau fiziologică. De ce spun acest lucru? Pentru că adeseori ne-am confruntat la Centrul Sfântului Dimitrie Basarabov cu persoane care își închipuiau că există Dumnezeu, dar nu mai credeau în El. Legătura între El și Dumnezeu s-a rupt în totalitate aproape. Iar din punct de vedere fiziologic, trupul era răvășit. Practic dormea prin șanțuri sau de unde apuca. Scopul nu era altul decât să-și găsească de băut. Nu conta unde doarme, că este iarnă, că este vară. Dar în momentul în care a început să urmeze acest tratament oferit de Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov prin cei 12 pași, în pasul 3, nu se face altceva decât redescoperirea lui Dumnezeu și întărirea legăturii cu El. Până în momentul în care
persoana dependentă de alcool nu-și va reface legătura lui cu Dumnezeu, posibilitatea de a recădea în patima alcoolului este foarte mare. Iar odată cu recăderea, foarte, foarte greu, mai poți să-ți revii pe calea normală. Foarte multe persoane am văzut și la Centrul Sfântul Dimitrie care au avut momente de recădere și este foarte, foarte greu pentru ele să stea acum în abstinență. De ce? Pentru că undeva în pasul 3, consolidarea legăturii cu Dumnezeu nu s-a făcut așa cum trebuie. De aceea, intervenția Centrului Sfântul Dimitrie, intervenția preoților de acolo, pe mulți i-au ajutat să conștientizeze faptul că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Apoi, dependența de alcool, soțiile se resemnează cu alcoolicii lor, este calea minimilor rezistențe. Decât să mă fac de minune, mai bine și așa. Este iarăși o greșeală imensă. Soția sau soțul ar trebui în momentul respectiv să pună efectiv să se confrunte cu ceea ce face. Să-l facă oarecum să conștientizeze, dar într-adevăr am o boală, o boală gravă pe care, cu care îi afectez pe cei din jurul meu. Apoi, soților le este milă, dar prin aceasta încurajează patima soților. De mila lor, de multe ori, soțiile, când îi văd venind mahmuri, le aduc apeluța la pat, se îngrijesc de ei, dacă au nevoie de medicamente, fug la farmacie, se ocupă de orice, doar să îl vadă pe picioarele lui. Iar mai apoi, când se trezesc, ce se întâmplă? S-apucă și locărăsc, sau locărăsc, depinde de situație. Ei, în acel moment, bărbatul sau femeia care este alcoolice gândește în mintea lui. Foarte simplu. Păi dacă în momentul în care beau și vin acasă, băut, mă îngrijește, mi-aduce mâncare, mi-aduce cafea și așa, sau poate chiar o tărie mică, păi mai bine beau, că este mai bine așa. Și atunci alege calea să continuă băutul. Pentru că vede faptul că în momentul în care este treaz, nu aude decât cicăleri, nu aude decât vorbe urâte și vă dați seama că unei persoane bolnave nu-i arde să-i spui de asemenea lucruri în acele momente. Alcoolismul este diferit de la o persoană la alta. De aceea trebuie abordată o situație prudentă. Unele persoane au caracter violent când beau, își bat copii, își bat nevestele și așa mai departe. Altele persoane se închid în ele, se așează într-un colț, ca să spunem așa, și așteaptă să le treacă. Iar alte persoane, dependente de alcool, sunt vesele, râd, glumesc, multe ori fac glume proaste, practic nu le pasă de absolut nimic de ceea ce se întâmplă în jurul lor. De aceea, orice situație trebuie abordată cu prudență. Efectele bolii de familie. În primul rând, în familie apare obsesie. Și anume, familia ajunge să fie obsedată de băutul alcoolicului, ca alcoolicul însuși. Familia caută modalități prin care alcoolicul să se lase de băut, iar alcoolicul caută modalități să continue băutul. Dacă familia încearcă orice metode de a-l face pe cel care consumă alcool să se lase de băut, acesta întotdeauna va căuta o portiță de scăpare ca să-și facă rost de alcool. Deci, practic, se duce o luptă contra cronometru între unii și ceilalți. De ce? Pentru că nu se conștientizează care este adevărata problemă în care macină familia. Nu se conștientizează faptul că este o boală care, dacă nu o vindeci în comun acord, practic nu ajungi la niciun rezultat, ci războiul se va duce până când, Doamne ferește, în multe cazuri vedem că se întâmplă, se ajunge la divorț sau mai rău, se ajunge chiar și la crimă. Vedem că știrile și canalele TV și mass media ne împânzesc și ne împuie capul cu tot felul de astfel de știri. De ce? Pentru că de multe ori boala alcoolismului în familie este greșit, înțeleasă. Apoi, în familie apare un fel de anxietate. Familia se îngrijorează. Ea face totul pentru ca alcoolicul să se lase de băut. Fac toate lucrurile în locul lui.
iar prin aceasta nu-și dau seama că interes convingerea să bea. Practic, familia în acest moment îl absolvă de orice responsabilitate. Ei plătesc facturii, fac curățenie, ei mână treburile gospodărești, practic lui nu-i lasă decât portița să bea. Și el, dacă vede că este bine așa, va continua până la capăt. În momentul în care familia va acorda anxietatea din alt punct de vedere și îl va responsabiliza în primul rând pentru comportamentul care l-are, pentru faptul că are și o familie de întreținut, are și copii în familie care sunt afectați vrând nevrând emoțional, șansele de recuperare sunt mult mai mari. Mânia familiei. Familia este frustrată de comportamentul alcoolicului, familia îl privește cu mânie. Apar certuri, contraziceri, vorbe jignitoare și răzbunare. Familia nu-și dă seama că alcoolicul bea pentru că nu se poate opri. Alcoolicul nu mai poate face diferența între a bea social și a consuma alcool pentru că ești bolnav. Pentru că sunt mai multe etape până să ajungi la un consum normal de alcool. Ce înseamnă consum normal? Spune și Sfânta Scriptură, vinul veselește inima omului. Și așa și este. Vii obosit, rudit de la serviciu, seara mănânci cu familia și bei un pădărel de vin. Da, dar la unii pădărelul de vin poate are 1,5 litri. Seara aceasta seara viitoare așa, dar până când? Până când organismul începe și nevoia lui fiziologică de a bea începe să ceară acut acest lucru. Practic, el își înlătură din meniu mâncarea, își înlătură din meniu toate proteinele care, practic, cât de cât l-ar stabiliza fiziologic și nu simte decât nevoia acută de a bea. Non-stop și continuu, dacă s-ar putea. Negarea familiei. Alcoolicul neagă că el ar avea vreo problemă. Refuză ajutorul, promite că nu va mai bea, iar familia îi le acceptă pe toate, dar problema nu se rezolvă. La persoanele alcoolice, de multe ori se întâmplă, mai ales când au făcut câte o faptă rea și urâtă, să promită mare acusare. Nu o să mai beau niciodată, promit să mă fac băiat ascultător de acum. Dar cât ține acest lucru? Foarte scurt timp. De ce ține foarte scurt timp? Pentru că o persoană bolnavă care se luptă de una singură să-și vindece boala nu va reuși. Exact ca și, să spunem, în cazul unei apendicite. Nu te poți vindeca singur dacă nu mergi la doctor să-ți faci operație. Întocmai se întâmplă și în cazul alcoolicilor. Fac promisiuni și le încalcă, le spun copiilor lor de fuscare, dar de fiecare dată dezamăgesc. Pentru că ei nu înțeleg faptul că au o boală foarte gravă. O boală gravă care, practic, nivelează pe toată lumea. Nu contează că ești director de bancă, nu contează că ești mare patron, nu contează că ești preot, nu contează că ești absolut nimic. Nivelează pe toată lumea și aduce la același nivel. De alcoolic, de persoană bolnavă, de persoană care, fără un tratament adecvat, nu ai șanse să-ți revii. Dar cel mai grav lucru este faptul că sunt prinși copiii la mijloc. Sunt răniți de comportamentul lui când există violențe. Apar probleme financiare și mai ales este rușinea în fața prietenilor. Închipuiți-vă cum s-ar simți un copil să meargă la școală să fie arătat de toți prietenii lui. Păi tatăl tău este bețivul cu tare. L-am văzut cu tare, s-a făcut cu tare lucru. Vă dați seama ce este în sufletul copiilor care au în familie părinți alcoolici. Este o situație de nedescris, este o situație care de multe ori duce la disperare. Și pot să vă spun un caz concret din parohia mea, în care ambii părinți erau alcoolici. Deci ambii părinți beau de stingeau, dar iată că Dumnezeu a rânduit cumva să-și mai revină pe făgaș.
Niciodată fetele nu i-au ieșit în lume, niciodată fetele nu le-ai văzut afișându-se undeva, niciodată nu i-ai văzut fetele ieșind, să zic, la un majorat sau la o petrecere care s-a avut în parohie. Nimic. Ele stăteau, practic, săracile și cu capul plecat tot timpul din cauza că părinților te-au. Și iată, acum sunt la Cluj, sunt cu servici, sunt asistente și așa mai departe. Dar în sufletul lor și discutând adeseori cu ele, le-am simțit durerea și apăsarea pe care o au. Chiar și acum știi că părinților cât de cât și-au revenit. Acea amprentă alcoolismului din copilărie și-a pus foarte gravă amprenta pe sufletul lor. Nu le-am văzut vreodată în cei 13 ani de păstorire acolo, venind acasă cu vreun prieten. Vă dați seama ce înseamnă aceasta pentru un copil, când noi mergeam unii la alții și ne jucam împreună. Iată că, din păcate, această boală se manifestă foarte acut în zilele noastre. Și mai grav este că ea începe chiar din tinerețe. Cât de curând am văzut iarăși un caz de copil drogat. Practic nu știa pe unde este. Când îi spunea anumite lucruri, bătea câmpii. Când ai vrut să-i întinzi o mână de ajutor, prima lui reacție a fost negarea că nu are probleme. Asemenea se întâmplă și în cazul alcoolismului. Și ca un rezumat, cineva care are o dorință incontrolabilă de a bea, categoric este alcoolic. Folosește alcoolul pentru a scăpa de responsabilități. El niciodată nu are problemă, el niciodată nu are nimic de rezolvat. Alții să rezolve problemele, practic se exonerează de orice responsabilitate. Orice se întâmplă negativ în viața lui personală și de familie, nu este responsabilitatea lui. Este responsabilitatea altora. El nu se poate opri din băut de unul singur, chiar dacă vede că distruge tot ce merită trăit în jurul lui. Familie, copii, carieră și așa mai departe. Este dependent emoțional de alcool și crede cu adevărat că nu poate trăi fără să bea. Deci singurului țel și scop în viață nu mai rămâne decât consumul de alcool. Numai atunci va înceta să bea când durerea provocată de consumul de alcool devine mai puternică decât cea pe care vrea să o diminueze. Cea mai bună metodă de a ajuta pe alcoolicul compulsiv este de a ne întări noi propriile puteri, de a ne corecta atitudinile, de a fi bun cu el și de a învăța cum să ne detașăm de problema aceea. Pentru că dacă nu privim alcoolismul oarecum detașat și dintr-o altă perspectivă, suntem prinși în aceleași mreje ca și alcoolicul. Practic devenim codependenți. Ceea ce iarăși ne afectează emoțional, iarăși ne afectează pe plan spiritual, iarăși ne afectează într-un mod în care de multe ori cădem în depresii foarte urâte, încât nici noi care nu consumăm alcool din familia noastră, nu mai vedem portiță de ieșire. Familia, dacă își iubește alcoolicul, nu e totul pierdut. Să nu uite cei din familie ce au spus la comunie. Să nu uite cei din familie că iubirea i-a unit și Dumnezeu a întărit această iubire. E, dacă îl iubești pe cel din familie, așa ca la început, cum se spune, sunt șanse ca această problemă să fie rezolvată. Sunt cazuri concrete, cunosc cazuri concrete, care, doar prin iubire, doar prin înțelegere și renunțare reciprocă, au reușit să ajungă la liman. Sfântul Ioan din Kronstadt, într-una din scrierile sale, oferă o foarte frumoasă imagine a unui alcoolic care și-a revenit din această cumplită boală. La un moment dat, mama disperată se duce la un preot paroc tânăr de acolo dintr-un sat și îi spune: părinte, nu mai știu ce să fac pentru că soțul meu bea, vine acasă, este violent, este așa, așa. Părintele, ce bine acasă să stăm de vorbă și să-mi spui mai multe. La un moment dat, venind bărbatul furios de la târg, îl vede pe preot cu soția lui stând la masă. Și acest lucru mărturisește, de fapt, alcoolicul care s-a vindecat. La prima vedere, spune alcoolicul că era mânios. Ce caută un preot să discute cu soția lui? Dar la un moment dat, se ridică preotul și spune:
ai în casă un rai care l-ai dat pe Crăciun. Familia și copiii erau raiul din casă. În acele momente, cel alcoolic și-a pus întrebarea dacă mai are pentru ce trăi. Și din acel moment s-a lăsat de băut. N-a mai dat raiul din casă pe cel din Crăciumă. Pe amăgirea din Crăciumă, ca să spunem așa. Și în acel moment s-a lăsat de băut și viața lui a revenit la limitele normalului. Iată de ce, dragii mei, Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov, care are sediul pe Salcâmului numărul 20, oferă astfel de soluții de a ieși din niște impasuri pe care și din care singuri alcoolicii sau cei care au alte dependențe de jocuri sau de droguri n-ar fi în stare să iasă. Conlucrând mână în mână cu preoții, pentru că mai sunt încă doi preoți acolo care vin și oferă consiliere, oferă soluții prin care noi să știm să tratăm această problemă. Dacă noi nu ne documentăm, dacă noi nu cercetăm cum să tratăm astfel de probleme, în momentul în care ne vom izbi de ele, ne va fi foarte greu să mergem mai departe. De aceea, restabilirea legăturii cu Dumnezeu, apelarea la un astfel de centru, cum este Sfântul Dimitrie Basarabov, este practic letală pentru oricine. Este vitală pentru oricine, mă iertați. Am fost, de asemenea, la o conferință în Moldova. Asemenea, centre sunt în toată Moldova, începând cu Iașul, Suceava și așa mai departe, sunt și la București. Domnul Franz Floyd urmează anul acesta să mai vorbească și cu eparhiile din jur pentru a înființa noi centre, deoarece problema dependenței sau adicțiilor este foarte gravă. Și așa cum vă spuneam la început, ea începe chiar din tinerețe. Să le întindem acestor oameni o mână de ajutor, să le oferim un sprijin, pentru că, spune Mântuitorul Iisus Hristos, nimeni nu se mântuiește de unul singur, ci se mântuiește de unul de lângă el. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat și Dumnezeu să vă binecuvinteze.